cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț. Nu știu dacă observați ce se întâmplă în momentul ăsta prin această prea frumoasă țară. Zilnic avem parte de anunțuri cu nenorociri, zilnic avem parte de câte un comunicat, câte un, ca în versurile alea, a început de ieri să cadă un primar. Nici acum n-a stat. Deci a căzut președintele Consiliului Județean Vaslui, acum a căzut primarul de Mioveni, parcă. Acum, cum să vă spun, toate astea au niște explicații. Au niște explicații. Este vorba despre o cultură administrativă care s-a acumulat în timp. O cultură administrativă care face ca un președinte, un primar, un nu știu ce ori mai fi, să fie obligat să acționeze într-un anumit fel. Cum s-a ajuns ca un primar, ca cel de la Mioveni, să ia 10.000 de euro ca să angajeze fata șefului poliției locale? Păi erau prieteni. Erau legați prin mii de fire. Și în momentul acela, lucrurile se leagă. Ăla de la poliție, i-a făcut în timp niște, cum să vă spun eu, servicii primarului și primarul era dator. După aceea e invers. Și s-a ajuns la situația asta. O să spuneți, băi, 30.000 de euro în post de medic. La un spital, singurul construit din țară în ultimii 30 de ani din bani publici, care nu funcționează cum trebuie, că n-are medici. De ce să dai șpagă? Pentru că așa s-a încetățenit. Să dăm șpagă. Ei, asta pe de o parte. Pe de altă parte, se tot vorbește despre cheltuielile mari ale statului român, care, domne, vezi, nu se mai pot acoperi. Dar nimeni nu vrea să ia în calcul un lucru simplu. Statul român cheltuiește nu pe lucruri care să-i permită dezvoltarea, cheltuiește pe salarii, în primul rând. Unde? În aparatul bugetar de stat. Și ajungem la această situație absolut aberantă. Ei bine, am văzut un proiect de lege care spune că trebuie reorganizată administrativ-teritorial frumoasa noastră țară, gură de rai, și s-a zis așa, băi, nu mai poate să existe comună sub 5.000 de locuitori. Nu mai poate să existe oraș sub 10.000 de locuitori. Și în loc să avem atâtea județe câte sunt acum, vom avea mai puține. Iar județul Neamț ar trebui să facă parte dintr-un județ numit foarte frumos, istoric, Moldova Centru. Împreună cu Vaslui, Iași și Bacău. Văzând aceste lucruri, am zis, domnule, ce ar fi să chemăm nu un primar de la Piatra Neamț, Roman, să chemăm un primar de oraș, tânăr, poate forțat făcut oraș la vremea respectivă, dar care acum încearcă să se descurce cu ce are și cu ce n-are și să existe. De aceea l-am chemat pe domnul Vasile Pavel, primarul orașului Rosnov, în emisiune, să vedem ce se mai întâmplă într-un oraș de provincie, nu foarte mare, ba chiar mic, orașul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Am băut cafeaua noi înainte de emisiune. Nu am băut-o, dar am mai lăsat. Am mai lăsat un pic să avem și în emisiune. Domnul primar, cum merge treaba acum într-o primărie, în condițiile în care peste tot auzim o melodie? Nu sunt bani suficienți. Nu merge, aș putea spune într-un cuvânt greu. Aveți dreptate, într-adevăr, e făcut prematur Rosnovul oraș.
Dar totodată, fiind în centru și zonal și având... O intersecție așa de drumuri. Da, sunt multe probleme și din punctul ăsta de vedere, dar noi am încercat până acum să rezistăm ca oraș, să fie într-adevăr greu să treci și înapoi la comună. Dacă trecem la comună, din nou încep alte... Eu cred că dacă se întâmplă la ora reorganizare, vă mai dă o comună de acolo. La ora actuală noi avem 8.000 și ceva de locuitori la ultimul recensământ, 8.311. Din câte știu, nu sunt recenzați cei din afară, dar erau undeva 10.500 înainte la recensământ. Într-adevăr e greu, dar am încercat ca lucrurile să funcționeze. Și funcționează la Rozno, nu putem spune nu. Da, de primul. Eu mă repet de fiecare dată, avem evidența populației care deservim 9 comuni în împrejurimile noastre, la care de multe ori sunt persoane cu dizabilități care nu pot veni și merge șoferul nostru pe cheltuiala Roznovului, face fotografii, duce la... Mergem în fiecare zi la Piatra, că buletinele se fac la Piatra. Da, ne descurcăm. Dar cheltuielile nu se împart. Cheltuielile rămân la Roznov toate. Un buletin e 8 lei, 9 lei. Nu știu exact prețul unui buletin acum, că să văd, dar undeva la 9 lei, cred. Nu se scot banii niciodată de acolo. Nu vă spun întreținerea, gaz, personalul plătit. E o cheltuială, într-adevăr. Nu numai asta. Fiind în centrul Roznovului, vreau să vă spun acum că lucrăm cu o firmă cu un proiectant care cred eu că e cel mai bun din zonă. Nu că mă laud, dar... și am lucrat după emisiune îmi spune și mie cine am lucrat, da, nu îi fac reclamă, dar e cel mai bun. Am lucrat pe sensurile giratorii care vor fi făcute la intersecția cu DG la Vinca, mai exact, pentru cei care cunosc. Da, da, acolo, intersecția aceea. Și am avut mai multe discuții, asta n-am discutat-o înainte, am avut mai multe discuții chiar cu cei de la drumurile județene, de la DRDP la Iași. Am fost chiar la zilele astea la domnul director Pistol la București și demersurile sunt făcute. Acum sper să facem și intersecțiile alea. Deci, noi, ca oraș, nu putem susține o investiție de genul ăsta, pentru că drumurile naționale pe zona lor investesc ei, drumurile județene tot la fel, mai avem podul ăla care se deteriorează în timp. Noi, nu e a nostru, e ACG-ului spre... Da, dar este în administrarea noastră și am înțeles acum că au un proiect pe care vreau să am o discuție, să vedem într-adevăr dacă îl au într-adevăr, să vedem cum vom face în viitor. Într-adevăr, ca oraș, la mărimea care suntem noi și posibilitatea financiară, e un pic cam greu. Acum, eu, apropo de podul ăla care e al CJ-ului și proiecte, eu nu m-aș baza foarte tare pe un proiect de la Consiliul Județean, că la Consiliul Județean, în momentul ăsta, cuvântul de ordine nu este că faci un proiect. Cuvântul de ordine este să nu duci la capăt un proiect. Nu. Eu am în istoricul meu, știți, proiectele lui Fostul. Nu mai contează. Cine face finanțarea contează foarte mult. Că proiecte am văzut, știți, exact ca acasă. Ai făcut proiectul, dar n-ai bani să faci construcția. E același lucru. Da, dar plătești. Plătești toate cheltuielile până la... Până la proiectare, studii, toate... Da, le plătești. Sunt cheltuieli și acolo. În afară de... Da, într-adevăr, la drumuri e mai greu. Noi avem 12 km de drum făcut în localitate, acum am mai semnat încă 8 km. De la semnătură până la construcție mai durează, dar sper totuși anul viitor să fie că odată semnat și banii să aibă... Domnul primar, ce ați semnat acum? Pentru ce ați semnat? Pentru 8 km de drum. Și asta ce înseamnă în bani? 12 milioane de lei. Din care 9 milioane și ceva de guvernul, ministerul, pardon, și 1 milion și noi. Pentru un oraș cum e Roznov e un pic greuț. Vă spun acum cam cum stau lucrurile la Roznov. Am intrat cam mai mult în dezvoltare. Toți banii am făcut un împrumut de 5 milioane de lei.
din care avem 12 km aproape finalizați, 90%, mai trebuie marcaje făcute, rigole. Și deci ați făcut drum. 12 km de drum. Sunt făcuți, da. Avem în același proiect centru cultural care undeva la 70%, cred că și ăla e deja final, la 70% construit. Mai avem școala care și acolo am avut o problemă la un moment dat. S-a descoperit, s-a dat jos acoperișul exact în perioada când a plouat înainte de Paști și toată lumea pe primar, că de ce ai descoperit acum că se deteriorează, dar era inclus și interiorul. Acum la etajele, are 3 etaje, la 3, 2 sunt finalizate, mai urmează etajul 1 și parter. Sper până în, la finalul anului ăsta să fie, să terminăm școala. Domnul primar, să ne mutăm înapoi cu domnul primar, cu ați început să investiți, da? Să faceți drumurile. Se vede ceva, o înviorare. Ați făcut o stradă, nu știu unde, în Slobozia, unde ați făcut-o. Se vede, se simte ceva din punctul de vedere al comunității locale acolo. Oamenii sunt mulțumiți. Ai pe o stradă acum ce trebuie. Se simte cumva? Sigur că se simte. Acum ce spun oamenii? Diferența, cel care nu are asfalt la poartă spune de ce nu acolo sau când se face și la mine. Ori în 3 ani, nu pot să faci în 3 ani, am pe 28 luna asta de când sunt la primărie, de la investiții, vorbim, nu de la alegeri. În 3 ani nu pot să schimb totul. Dar dacă ne uităm pe străzile care s-au făcut până acum, s-a mai tras gaz sau, de exemplu, avem o stradă care s-a tras gaz, am tras conducta de gaz, nu s-a acordat niciunul. Apropo de ce spuneam înainte, cu este necesar gaz, apă, asfalt și atunci locuitorii... Dar de ce nu s-au acordat? Nu sunt bani, nu... Păi, știți ce nu spune... Chiar ieri m-a întrebat cineva, doamne, pe strada noastră când se trage gazul? Da, ai făcut o cerere la Prisma, că Prisma e acolo, ai făcut o cerere la ea la gaz să vină. Cei care vor să tragă gaz, chiar dacă sunt care mă ascultă, sau faceți cerere la Prisma, după aia cei la Prisma vor veni. Bun, acum spuneți-mi un pic, știți, am auzit și în alte părți, s-a tras gazul. Gazul se trage conducta până pe stradă. Cam cât costă un om să se racordeze la gaz? Depinde de distanța de la conductă, dacă e și sub traversare sau nu. Dacă ar fi conducta la 1-2 metri, 24 de milioane. 2400 de lei. Cu tot, cu contor, cu tot sau alea separate după aceea? Nu mai știu exact. Cred că nu mai știu, pentru că asta se ocupă Prisma, chiar nu mă... Am înțeles. Bun, dar... Țin minte, am făcut odată o emisiune cu fostul primar și îmi spunea, domne, zice, vine lume la Rozno și face case, Roznovul crește. Se întâmplă lucrul ăsta acum? Vreau să vă spun că acolo unde există gaze, există apă, există asfalt și eu mă bucur în faptul când văd că vin oameni din oraș, chiar am văzut în Slobozia, care cumpără case sau terenuri acolo unde s-a făcut sau sunt toate utilitățile. Mai mult acolo, dacă mergem pe unde s-a făcut asfalt, și prețurile au crescut la case. Din câte am văzut, chiar întreba cineva înainte de a fi asfalt și informându-se la fiecare casă care vedea afiș, după a mai crescut prețul. Deci normal să fie așa. Dacă asiguri tot la o comunitate, după aia cresc și prețurile. Bun. În momentul acesta... Și vreau să spun că pe acelea străzi care am făcut asfalt acum, avem un proiect în care e aprobat și ăla, pe fondul de mediu, pentru iluminatul public, inteligent. Și atunci toate lămpile care sunt acolo vechi sau o să le ducem pe alte străzi care... Dar treptat, îi mulțumim pe toți până la urmă. Prioritățile într-o comunitate de genul ăsta, cum sunt stabilite? Că eu am impresia următoare. Ești primar, ai un buget nu foarte mare, că Roznovul nu are atâția bani, așa. Vezi bugetul ăla și zici așa, băi, am de plătit ce? Salarii, lumina de... așa, trebuie să dau bani la gunoi, la azi, căminul de bătrâni. Ce mai am? Ce e într-o comunitate?
Cât încasez, atât încasez, cât plătesc, atâta plătesc, când mai rămân cât? 2 milioane de lei, 1 milion de lei, 3, nu știu cât vă rămân. Și zic, băi, ce fac eu cu asta? Păi nu pot face mare lucru. Și atunci unde mă duc? Spre proiecte, da? Corect. Europene sau guvernamentale. Da. Dar proiectele astea europene și guvernamentale, nu le ai toate într-un coș și te duci, băi, ce-mi trebuie mie la Rosnov? Îmi trebuie drumuri și canalizare. Ce găsesc eu în coș când mă uit? Lumină. Da, iluminat. Eu iluminat, băi, am la Rosnov, am, da, dacă tot îl găsesc, trebuie să-l iau. Corect, corect ar fi fost, dar asta, în momentul în care la o primărie, bineînțeles, eu am făcut dintotdeauna comparația cu acasă. Cu ce începi? Îți cumperi mașină sau îți faci baia sau, știu, bucătăria care este necesară? Normal, asta încercam să spun. Dacă s-ar da o sumă, așa cum era în discuții cândva la Ministerul Dezvoltării, domnule, dai o sumă la primăria respectivă, în funcție de numărul locuitori sau din mărimea comunei orașului, și atunci primarul sau cu echipa care sunt în primărie stabilesc urgențele sau necesitățile primele care sunt. Așa e normal. Așa ar fi corect. Noi acum suntem nevoiți și de asta spun că ar fi bine atunci când alegi un europarlamentar, că de obicei la europarlamentarii nu prea merg. Nici eu nu mergeam înainte, când nu mă interesa politica, la vot. Nu mergeam. La vot. Ar trebui să meargă, să vedem exact pe cine votez, pe care trebuie ăla să te reprezinte la Bruxelles, pentru că acolo se dau bani, dăm bani pe fotovoltaice, să spunem. Prea mult acum. Deci sau și pe panourile astea fotovoltaice, la un moment dat cred că există un interes și la Bruxelles să se vândă panourile de undeva, nu știu acum, păi da, și acolo trebuie susținută toată ideea. Politica asta verde, eu toată politica verde, mea, am nevoie de. Și atunci am auzit o discuție cândva, domnule, trebuia să vă fac, noi avem nevoie de asfalt acum, canal, asfalt, apă. Apă, ca să arătați oraș. La seceta asta, toată lumea are nevoie de apă. Așa. Deci prima, astea, după aia, școală, învățământul că și căminul de bătrâni, că și de bătrâni trebuie să avem nevoie. Ori aici nu prea se dau banii. Se dau bani pe chestii pe care să se întoarcă undeva sumele alea înapoi. Eu așa cred. Deci nu că... Și noi trebuie să urmărim ghidurile de finanțare și atunci nu te pliezi pe el. Dacă câteodată nu ai banii de studii, de ce mai trebuie, nu ai terenul care trebuie. Uite, vă întreb eu ceva, dar să-mi răspundeți sincer. Da. Ați avut la Rosnov și aveți, cred că, proiectele acelea de reabilitare a blocurilor. Da. Am înțeles că Rosnovul geme de mașini electrice. Nu. Am înțeles că aveți atât de multe mașini electrice că trebuie să puneți la fiecare bloc reabilitat câte o stație din aceea. Și aici e o problemă, pentru că s-au dat pe fiecare bloc mai multe stații decât ar trebui. Să întrebăm prima, câte stații de... Câte mașini ai în Rosnov? Câte mașini crezi tu că vei avea în următorii 5 ani? Viitor, da? Cred că se vor mai diminua. La început erau mai multe, dar și-au dat seama că nu duce transportatorul, rețeaua. Și atunci am înțeles că mai reduc din... Și ne dă de lucru. În spatele unui proiect, chiar și blocurile. Credeți-mă că acolo am avut discuții cu cetățenii din zonă care nu vroiau. Ori să-mi anvelopeze cineva casa mie și să nu vreau, chiar dacă dau eu o parte. Dar acolo e fără nicio cheltuială. Da, acolo nu e cheltuială din partea cetățeanului. Dar oare de ce nu vrea cetățeanul? Reticenți, nu. Mulți... Vă spun eu, mulți se gândesc așa, bă, vine ăsta, îmi face. Eu n-am niciun control pe lucrare. Face cum vor ei, că nu cum vreau eu. Nu, pot veni la primărie, le arătăm proiectul tehnic. Suntem acum, am terminat proiectul tehnic, o să scoatem la licitație. Chiar am văzut dimineața pe Facebook, m-a întrebat cineva când vom începe. Scoatem acum la licitație, undeva în primăvară, cred eu, dacă ține timpul, prin februarie, să începem treaba acolo. Dar, dacă ne uităm la câteva blocuri alea de lângă primărie și în dreapta spre Ocolul Silvic la garsonierii, cad țiglile de piele. Ori cetățenii aia sunt proprietari acolo. Cine face? Nu? E un pericol. Într-adevăr, e un pericol. Bun, nu mai spunem că arată și urât orașul. Dar revenind la stațiile alea de încărcare, ar trebui, măcar nu ne-au obligat să le punem la ușa blocului, pentru că nu aveam posibilitate, că nu ai putere
ONU nu are putere să și menține... Nu, dar eu ce am vrut să scot în evidență, vin niște proiecte, se fac, cineva pune la proiectele astea obligatorii, bă, trebuie să punem atâtea chestii de genul ăla. Au venit proiecte pe la primării cu autobuze electrice. Da. Pentru copii, transport copii. Acolo, da. Îți dă, da, dar primăriile, pe cheltuiala lor, trebuie să pună stația, că nu-i prevăzută și stație în proiect. Și dacă te duci la o primărie mai amărâtă și spui, bă, cât costă o stație din asta? Lasă, uită în bugetul lui, zice... Problema este că și ministerul schimbă regula în timpul jocului. Am înțeles acum, la început, era totul eligibil, adică plătit tot din fonduri europene. Acum... Și la un moment dat, nu, studiile, nu știu, nu se mai dau, sau știu eu, nu mai știu exact care sunt cheltuielile dinainte, care le-am făcut noi. Ori aici, un oraș, sau chiar și o comună, ca să... De asta sunt unii... Eu am acuzat la un moment dat primarii vechi. Eu nu mă bag în fonduri europene, nu știu din ce motiv, dar acum îmi dau seama că și cheltuielile astea... Lumea se ferea pentru că sunt foarte multe cheltuieli înainte. Exact, sunt cheltuieli, deci vă spun, pe drumuri. Acum, recent, avem ăștia 8 km care avem pe Anghel Saline, deci ridicare topo, cadastru, care la noi era o problemă, care l-am avut și pe străzile astea care le-am făcut acum. Deci astea care le-am făcut prin POR, prin ADR, era la un moment dat, ne-am oprit la jumătatea străzii, la o stradă care mai erau 300 de metri până la capătul străzii și nu l-am asfaltat. Unde văd cetățeanul, nu-i mulțumit, normal. Deci nu mai era puțin și te terminai, da. Te leai cu asfaltul celălalt și eram și noi pe strada bună. Da. Dar erau făcute așa atunci. Cadastrul l-am găsit așa. Punctele, da, am înțeles. Erau nu acolo. Puteai să depășești că proiectul acolo era. Mai. Doamne, cât mai era până la mine, că mai e puțin. Poți să faci un alt proiect, dar nu ăsta. Nu e ca să spui cum mai pui un polonic de apă în ciorbă și o mai lungești. Nu e chiar așa. La mămăligă. La fel. Ci că hai, mai punem niște apă. Și... Da. Da. Exact așa e și aici. Deci acum le-am prins alea pe Anghel Saline, dar în spate, ridicări topo, măsurători, proiectul, sunt cheltuieli până la ajunge la... Pentru cei care stau și... așteaptă asfaltul la poartă, li se pare ușor. Zici, bă, de ce oare ăsta nu mi-a pus cât mai era? 50 de metri sau 100 sau 300 de metri? Da. Un oraș se presupune că are niște utilități pentru cetățeni și pentru cei din jur. Mă gândesc așa. Asistență sanitară, școli, aveți la școli. Avem, da. Avem cu asistență sanitară, cum stați în rolul ăsta? Avem centru de permanență care funcționează după ora 3. Nu prea am mai avut, l-am reabilitat. Deci dispensarul l-am reabilitat. Cum stăm bine, aseară, de exemplu, dacă tot mi-ați amintit, pe grupul de consilieri, avem o doamnă consilier pe care o respectăm pentru că e singura doamnă în Consiliu, dar la fiecare ședință se abține sau așa, am văzut că bine. Doamne, a montat cineva ce a montat. Când mă uit pe fotografie, eu unul schimb un punct de transformare și a adus containerul ăla nou, neputând să-l lase nici în stradă, că n-avea cum din cauza firilor, l-a lăsat cumva mai în fața centrului. Și nu mi-am dat seama la început ce vrea să spună. Ce e acolo, ce ați montat acolo, ce... dar numai prin mesaje. Că dacă mă suna, explicam. Dar prin mesaj mi-era greu ca să-i spun aseară la 8:30 sau nu știu cât era ceasul. Că nu poate intra salvarea. Dar pentru salvare se putea muta o mașină din parcare, deci nu era o problemă. Azi cred că vin eu unul, repar. Atunci când se fac lucruri și am avut problema asta și cu directorul, fostul director care... Nu mai zic nimic de asta, că... Când erau cu siturile arheologice, dacă vă amintiți, da. Pentru Căminul de Bătrâni, care acum e asfalt, mie mi se pare că a trecut mult de atunci, că am și uitat. Problemele astea care sunt în timpul unor lucrări, văd și la Piatra. E normal să fie traficul așa cum e. Dar mâine, poi mâine, când va fi gata, noi beneficiem de un asfalt bun, de o stradă bună, de, știu eu, de Căminul ăla de Bătrâni, care acum funcționează perfect și dacă ne uităm în interiorul, cel puțin impecabil. Acum, că tot ați amintit de Căminul de Bătrâni, cum mai e? Cine vă mai ajută Consiliul Județean la finanțare? Eu nu mai știu cum funcționează.
Anual, da, ne mai dădea câte 400 de mii, dacă ultimul, înainte de a pleca fostul președinte, am fost personal la dânsul și mi-a dat 500 de mii. Acum, nu știu, vom vedea pentru anul viitor. Da, condițiile? Puțini bani pentru cheltuielile care sunt. Ați fost controlați de atunci? Da, singura măsură care s-a dat la Căminul de Bătrâni a fost că nu avem paznic și să punem ori camere de la vedere, ori pază. Și atunci am rezolvat-o prin camere. Prin camere de la vedere. E mai cu toate eficient? Că cu banii stăm foarte rău pentru funcționare, dar mai sunt și persoane care, așa cum sunt, cu care colaborăm, le-am pus să dăm banii mai târziu sau... Am înțeles. Legile sunt multe în România, dar nu întreabă nimeni unitatea administrativă teritorială pentru care toată lumea a trimis, duceți-vă la primărie, vă rezolvă. Legile se dau, dar nimeni nu întreabă de unde are primăria atâția bani sau cum poți să faci primăria. Cum poți să faci tu, deci, într-adevăr, aici e o muncă în spate, nu numai pe proiecte vorbind, în orice domeniu. Da, domnul primar, nu este un secret că la începutul mandatului a funcționat greu relația primar-consiliul local. Care mai e situația? Pentru mine, chiar mă bucur că a fost așa. Pentru că m-am călit, m-am învățat cu greu. Nu e o problemă. Eu n-am venit pentru mine. Consiliul a înțeles la un moment dat, cu mici excepții, dar lăsând politica deoparte, consilierul local este pentru comunitate. E votat de cetățeni pentru a face ceva. Nu pentru a băga beți în roate să nu funcționeze. Și de asta eu cred că l-am... Început nu, dar acum au înțeles majoritatea. Deci acum lucrurile merg mai bine, da? N-am venit la primărie pentru Pavel, am venit pentru comunitate. Pentru că eram enervat de ceea ce se întâmplă înainte. Și acum am văzut cam cum e mai greu, într-adevăr, dar se poate. Bun. Și acum, de exemplu, astăzi este primăria Rosnov astăzi. Dacă eu vă întreb pe dumneavoastră, domnul primar, astăzi în Rosnov, mi-a spus că v-ați întins mult cu investițiile. Investițiile, cu astea, da. Da, astăzi în Rosnov, dacă ne urcăm într-o mașină și mergem, pe ce se lucrează? Pe drumuri la Rigole, la școli, la ambele, deci corpul nou la școala de arte și meserii, la fosta profesională, care e în proporție de 90% finalizată, nu prea se vede aia din stradă, dar e în parc, se va vedea acolo, mai târziu, da? La școala din fața primăriei, care deja se vede, la... mai avem lucrări. Nu mai vin acum, că așa sunt multe, într-adevăr. Dar astea se lucrează, sigur. Stadionul? A, la centru cultural, care va fi un centru cultural. Deci se lucrează că vă spun că la centru cultural au viteză și la școli. Deci toți. Până acum, la stadion, acolo e o problemă. Dar știți cum e... La stadion nu gestionăm noi. Acolo e CNI-ul. CNI-ul nu i-a plătit la timp. Am înțeles că după data de 15 le va face plățile și încep din nou lucrările. Acolo e mai greu. Pentru că nu gestionăm noi lucrurile. Dar pe drumuri, la școli, la centru cultural, se lucrează chiar bine. Banii pentru aceste lucrări sunt decontați la timp? De către deci dumneavoastră am primit facturi și da, le trimiteți. Dar vin banii la timp pentru constructori? Da, la început nu, dar am insistat. Am fost la București mai des și da, numai la CNI nu. Vreau să vă spun că avem un proiect cu Apa Servu, care a avut proiectul ăla mult contestat și... Poemul, da. Da. Acum, cu noua conducere, nu știu, eu n-am nimic, culorile nu mă mai interesează. Atât timp cât sunt acum primar, în campanie poate da, acum nu. Am o relație bună și cu domnul director actual. Chiar e mai... Adică reușit să vă să dialogați. Înainte se promitea mult și nu se făcea. Acum am avut o discuție cu dânsul și cu proiectantul lor care fac proiectul pe Apa Serv. Am scos segmentul ăla care ne interesează pe noi de la primărie ca să putem brașa și școala și căminul și centrul. L-ați trecut în proiectul nou. Și îl facem noi. Îl facem noi și strada Tineretului, care e zona de vile din spatele primăriei, care scoatem segmentul ăla din proiect. Am
Bun, și plătim pe noi, ce îl faceți? Pe un alt banii, nu, pe din fondul propriu. Da, pentru că ulterior, dacă va fi finalizat poimul, se pot rambursa banii. Dacă îl facem pe fonduri sau pe altă formă de finanțare, atunci nu mai putem lua banii și nu, nici nu ne lasă să scoatem din... Pentru că... Am înțeles, e complicat. Nu se pot finanța din altă. Chiar se poate recupera banii, se pot recupera banii din... Din discuții, da, dar e strigent. Deci noi nu mai putem sta până... Apa Servu deja au probleme și ei în oraș, cel puțin la... Am făcut acum o deviere în care am avut o colaborare cât de cât bună. Înțeleg, pentru că și eu știu ce înseamnă construcții și nu pot să fii și aici, în Piatra, și sunt lucrări multe. Conductele astea, într-adevăr, sunt vechi. Deci pe strada Tineretului la Vile, conducta e veche, deci la câteva zile au intervenții acolo. Și atunci am zis, mai bine că avem noi de recuperat bani de la constructori. Am avut discuția și cu constructorii dacă pot să facă segmentul ăla, nu mai dau nume la cine, că dacă tot nu și se poate, și atunci îl facem noi și când va fi, rambursăm banii sau am vedem cum. Și cetățenii sunt nerăbdători sau nu mai au răbdare și cred asta, pentru că n-ai cum. Dar nici noi nu putem face mai mult decât... Deja ne-am întins mai mult, financiar vorbind. Bun, deci în momentul acesta, Rosnovu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce perspective are de dezvoltare din punctul de vedere al administrației locale? Adică, doamne, facem drumurile astea, bun, da. Să dea Dumnezeu să deconteze banii din Angel Salini, să fie bani, ca să-i deconteze. Și eu sunt optimist, acum nu mai știu dacă cum va fi, dar... Eu, din ce mi-a spus dumneavoastră, ați luat împrumut 5 milioane, va trebui să dați banii ăștia înapoi. Deja aici e o problemă. Că deja e o problemă. E o problemă. Noi avem banii pe dezvoltare, deci garantat, pentru că totdeauna am zis, bă, dacă am semnat un contract, trebuie să fim corecți și cu constructorul, că atunci se blochează. Constructorul se ia și pleacă. Și nu mai avem pe funcționare. Pe funcționare, datorită faptului că la un moment dat am băgat în ședință de Consiliu un proiect în care vroiam să crească salariile la cei care într-adevăr meritau și erau salariile rămase în urmă. Consiliul la ora, la data aia, au venit și au dat coeficient zero și adică la toată lumea. Deci la propunerea noastră, care era atunci, era o diferență, efortul bugetar vorbind, la ce am propus noi era o diferență de vreo 300 de mii, acum e de 700. Deci ne-au dat toate calculele peste cap. Nu poți să spui că nu dai un salariu mai mare. Nu e mare diferența. Eu cunosc o familie în județul Neamț care toți membrii familiei lucrează la stat în diferire și că iau 60.000 de lei pe lună. Deci, ce mare lucru la... Glumeam, evident. Vă înțeleg. Eu vă spun că și după măsurile astea care au fost date acum sau care se vor pune în practică, nu știu când, trebuia să fie un pic mai drastic în, nu numai la privat. Eu văd lucrurile și din privat, pentru că vin din privat și mă ustru mai tare buzunarul acolo. Privatul plătește, statul cheltuiește. De multe ori deranjez și îmi cer scuze de la colegi care sunt la funcționarii publici, mă refer. Deranjez câteodată. Eu nu văd lucrurile ca un funcționar public. Și de aia dimineața de multe ori sunt la prima oră acolo, de aia mă mai enervez câteodată și mai ies din... Pentru că un funcționar public vede lucrurile altfel. Vin la serviciu să am de unde pleca. Să mă scuze toată lumea, dar așa e. Sunt mulți care sunt și reacționează așa. Sunt persoane care într-adevăr merită, dar în spatele la 2-3 care muncesc, mai stau 4-5 degeaba. Și aici, la măsurile alea, trebuia să fie un pic mai drastic guvernul, dacă tot se ia măsurile. Dacă, credeți-mă, nu, da, poți să mă înjuri toată lumea. Și că facem economii. Și că economii, ce economii facem? Păi posturile alea neocupate. Chiar suntem proștii târgului. Da. Chiar suntem proștii târgului să nu înțelegem că, de fapt, când le facem? Păi le facem peste 6 luni. A dat prilejul tuturor administrațiilor să-și rezolve problemele înainte. Și că s-a dat pe piață. Ăsta e proiectul. Toți s-au uitat acolo și ia să facem. Și face Consiliul Județean organigramă că în momentul în care vin acum hotărârile astea, noi stăm bine, mai trebuie să angajăm. Adică nu se poate așa.
privatul plătește, statul cheltuiește. Sau sunt posturi într-adevăr care sunt necesare. Absolut! Și nu le poți ocupa. Și nu le mai poți ocupa. Da. Și sunt contestate, cum spuneați mai înainte, cu banii, cu asta, da, într-adevăr. Dar și sunt majoritatea care gândesc la bani, gândesc înainte, bă, cine, a angajat primarul 3-4, cât și bani au făcut. Într-adevăr, merită dacă într-adevăr să ia sumele astea la angajări. Păi nu, da. Nu e... Ai oameni care, de exemplu, îți aduc miliarde. Ai un compartiment de proiecte europene. Băi, și vine omul ăla și lucrează. Păi până ar trebui să-l poți plăti. Să-l poți plăti bine. Da. Ai doi tiriflici angajați pe pile, ce s-o mai... Ai doi, trei tiriflici care angajați pe pile și care o mută două hârtii așa și trebuie să-l plătești. Nu-l poți da afară, că vezi, Doamne, el e funcționar public. Și ca să-l dai afară, o mulțime de pași. Nu-i normal. Nu-i normal. Așa. În schimb, tu, privat, plătești și n-ai plătit odată. Că ai avut o greutate. A doua zi... Dar nu, eu mi-amintesc că acum, nu știu, n-am mai vorbit cu ficiorul meu, că el se ocupă. Dacă nu plăteam, imediat era un domn care mă suna, vezi că n-ai plătit. Ați văzut? Dar e adevărat, de multe ori, deci te chinui deja că în producții, ca să faci produs, nu știu, eu cred că în privat, în general, e mai... Și ăștia mici aduc banii la buget. Pentru că dacă ar fi toți ăștia mari care au firmele prin afară, să aducă banii tot în România, ar fi perfect. Ar fi deci perfect. Am avea și, și atunci și comunitatea locală. Ar beneficia, bineînțeles, de toate lucrurile astea. Vă spun majoritatea, am spun acum, în, domnul, dar nu știu, e un trend acum pe chestia asta, plătim taxe. Deci eu plătesc taxe, de ce n-am și eu asfalt acolo? Păi nu, dar e normal, de ce plătesc taxe? E adevărat, dar dacă mă uit în Rosnov, de exemplu, ne-am axat pe toate, deci am început cu... dispensarul, cu centrul de permanență, cu... Dar erau necesare. Pompierii. Dar erau necesare. Erau și cheltuielile pentru pompieri la ora actuală. Sunt întreținerea, apă. Mai sunt probleme, că e o clădire veche acolo. La primărie. Mai sunt, de exemplu, nu numai școala, toate astea care... Noi ne-am axat cam în toate domeniile, pentru că la toate era... urgent. Și de asta am intrat și în criza asta de bani. Și vine omul și spune, domnule, eu plătesc taxe și impozite, de ce la mine, pe strada mea, n-ai ajuns cu asfaltul cum mai era 50 metri sau exact ce vă spuneam mai înainte? Că plătesc taxe. Ori în Rosnov, la ora actuală, sunt 3.800, în jur de 3.800 de familii. O familie nu plătește mai mult de 1.000 de lei, am zis. Câți bani se adună într-un an? Și câți bani sunt investiți acum în Rosnov? De ce nu aveți răbdare? La școli tot la fel. O mămică vine și îmi spune, domnule, de ce durează așa de mult la școală că nu-mi permit. E adevărat și asta. Are doi copii, unul dimineața, unul după amiaza și e greu să-i duci la școală și după amiaza. Acum se învață și după amiază la Rosnov. Dar nu poți altfel. Pentru că și când dai cu vară în casă, trebuie să scoți toți, le aduni undeva, e urât. Dar când le pui la loc, cine beneficiază? Sunt comentarii. Da, vă rog. Da. Pentru analiza față de bugetar, primarul Pavel a câștigat astăzi un vot. Spune un domn. Nu am ce să fac. Da. Da. Domnule primar, spune cineva, cereți transport de autobuze până la Rosnov Pod. La ce se referă? Da, avem la troleu, dar am mai cerut, mi-a mai zis chiar consiliera noastră, să spune exact ora când. Acum, într-adevăr, la troleu nu mai sunt problemele care erau, pentru că au autobuzele electrice în piatră și mai au autobuze de unde se pune, dar trebuie să fie și necesar, pentru că dacă vine pentru o persoană la o oră de primăria plătește. Deci noi plătim și noi o parte din sumele alea la troleu. Apropo, cum mai plătiți la troleu? Că asta era o poveste cu mulți bani. Cam cât plătiți acum? Vreau să vă spun că dacă mă uit în urmă la troleu, știind de când eram consilier, am avut o... Cred că ăsta e singurul ADE care funcționează. Da. Deci nu vreau să fiu, că nu, eu nu sunt nici de... Dar vreau să fiu corect. Chiar Cristi la troleu, văd că e destul de Cristi Sauciuc.
Nu suntem colegi de partid, dar nu, poți să-l lauzi. S-agită, face, exact. Încearcă. Problemele lui față sunt... Față de celelalte adiuri care funcționează la nivel județean, ăsta e cel mai bun și funcționează. Deci dacă va fi mai multe cereri pe zona aia și o să am o discuție și în Urbtrans, mai punem autobuze acolo unde sunt necesare. Dar nu se meargă un autobuz degeaba, că am văzut înainte mergând și merg pe banii tot a noștri, tot banii în, publici. În cartierul de vile din Rosnov există persoane care spun că locurile de parcare sunt ale lor. Acele locuri sunt... Nu e adevărat. Nu sunt locuri, mai sunt cadastre scăpate din vechea administrație, unii mai... Dar acolo unii necesar, mă repet și le-am spus la toți, dacă va fi nevoie de mutat un gard, chiar dacă e proprietate, îl mutăm. Am înțeles. Îl mutăm pentru că acum când vom fi cu canalizarea, obligatoriu, gardurile vor fi date jos. Nu să fie toți mulțumiți, dar sunt cadastre care, majoritatea cadastriștilor, și ar fi bine să nu se mai întâmple lucrul ăsta, au făcut în Rosnov o regulă, chiar dacă are un teren fără acte în spate, lasă și mută cadastrul în drum, dacă se poate. Și atunci îl vom muta înapoi sau exproprieri, dacă e nevoie, pentru a face posibilă intrarea acolo așa cum trebuie. Problema gunoiului, mai multe mesaje primesc pe problema gunoiului. Cum funcționează? Deocamdată Rosnovul nu ar trebui comparat cu celelalte din jur, Borlez, Zănești și altele. Pentru că la Rosnov, acolo e un ADI Eco-Repere, care suntem și noi, Piatra Șoimului, Rediu și Săvineștiu. E adevărat, noi încercăm să funcționăm după cum e legea nouă. Ori ceilalți care sunt vecinii noștri, care merg cu bani mai puțini și duc toate deșeurile, că gunoi nu sunt, deșeurile, la un loc. Gunoaiele nu sunt, gunoaiele sunt în altă parte. Nu cred că e scump. Noi deja avem o parte din bani, am votat în Consiliu, au votat toți, îi plătim noi. Până când nu ne învățăm să punem gunoiul separat, deocamdată nu avem posibilitate financiară că am fi cumpărat noi pubelele necesare să le dăm omului, pentru că așa e normal. Dacă îi dai omului pubela, mai multe ar trebui pe culori. Omul după aia îl pune încet, separat încet și ne educăm. Da. Mai e nevoie acum de selectat, sunt o grămadă de... Deci ar trebui să mai stăm o oră ca să vă spun după fișa de fundamentare și după regulile care sunt în noua lege, ar trebui să stau încă o oră să vă explic cum ar fi. Dar în general, suntem pe drumul care va trebui să fie și vecinul nostru. Nu mă uit în curte, dar la altul. Dar majoritatea se uită, bă, la Borlej, de ce e mai ieftin? Pentru că acolo e o firmă care nu-i duce tot adunat și îl duce la groapa de gunoi, care groapa de gunoi n-ar trebui să-l primească așa. Am avut ieri discuții și cu domnul președinte sau domnul de la director, de la Econerț. Da. Bine. El este un specialist în deșeuri, nu știu dacă și în gunoi. Da. Deci nu știu dacă și în gunoi, da. Dar în deșeuri probabil că este specialist, a făcut școală pe deșeuri ca să fie președinte la Iadieco. Da. Nu discutăm. Acolo este o mare porcărie ce se întâmplă. Așteptăm nouă operator să vină să vedem cum vom face. Noi deocamdată suntem la mijloc. Primăria e la mijloc. Încasăm într-adevăr banii aia, vă spun, 50% nu plătesc, pentru că nu plătesc. Noi avem mulți care nu plătesc nici impozitele, nici n-am mai spus de aia, care nu sunt buni plat, nici amenzi. Și ce faceți cu ăștia? Am mai făcut sechestrii, am mai la care sunt, încet încercăm să ne educăm. Da. Primar, tot întreabă oamenii, uite, mă întreabă cineva, de ce nu se redeschide spitalul la Rosnov? Nu se poate ține spitalul de la Piatra. La Rosnov acum funcționează cămin de bătrâni, deci nu mai e cum să redeschid spital, nu mai e nici căminul. Stăm după autorizarea ISU, nu știu dacă obținem așa cum e căminul la ora actuală, vom vedea. Dacă ca spital, nu mai poate funcționa deocamdată pentru că nu sunt medici în primul rând. Era un proiect, apropo de proiecte, cum spuneați dumneavoastră, la un moment dat spunea dacă ai medici într-un spital, să dădea bani pentru spitalul respectiv. Așa cum s-a întâmplat la Moinești. La Moinești era spitalul vechi, s-au dat bani. Tot la fel, dacă ai medici,
atunci se dă bani pentru spitale. Noi nu mai avem medici acolo, închis de atâta timp. Greu de deschis ăla. Dar nu are cum. Eventual, știu eu, o chestie. A venit cineva din America acum și dacă omul spune că vine cu bani și cu chiar zilele astea, un preot care e din zona de la noi, e în America de ani mulți, și dânsul spune că ar avea posibilitatea să aducă și medici. Deci să deschidă un cum? Punct, nu dar știu, privat, o chestie privată. Posibil până. Să fie un parteneriat public-privat sau știu eu. Acolo, pe zona aceea. Zona aia, dacă va fi. Dar căminul nu putem închide până în 2026 și nici nu am interes să-l închid. Deci căminul e bine să funcționeze. Dacă îl vom muta, eventual să facem o clădire nouă, să-l mutăm și după aia să vedem dacă într-adevăr se poate face o înțelegere cu cineva prin parteneriat public-privat, mă repet, se poate, posibil, să fie și Consiliul de Acord, atunci da. Dar pe forțele noastre proprii nu avem cum. Acum, dacă ar fi să vă întreb pe finalul emisiunii, care este gradul de satisfacție al cetățenilor din Rozov în momentul ăsta? Adică, domnule, dacă ar fi, dar obiectiv, că doar dumneavoastră sunteți direct și asta îmi place. Pe o scară de la 1 la 10, să nu punem de la 1 la 5, că era rusească chestia asta. Cam cât de mulțumiți credeți că sunt oamenii? De ce se întâmplă în Rozov? După părerea mea, deci lăsând deoparte cei care sunt oricum, puși pe culori, eu cred că ar trebui să fie undeva la 7, ca să fiu modest. Am înțeles. Eu, personal, anticipat întrebarea. Eu, personal, vă spun că sunt mulțumit când văd o finalizat un lucru și am văzut acum și vezi și după like-urile care ți le dă la un proiect, ai semnat. Omul nu. Dar când ai finalizat, asta cu semnalul, cu semnatul, știți cum e. Într-adevăr, câteodată și eu stau, bă, semnez, asta e. Dar dacă e un faci, pas necesar. Trebuie. Da. Trebuie să semnezi. Și atunci, normal că la finalizare sunt oameni care deja, eu am uitat deja, deci am făcut până acum eu, dar pe cetățeanul. Vă dați seama, că omul vrea în continuare să fie prezent acolo la altele. Și așa e. Dar mai sunt multe lucruri. Credeți, mă, Rozov, număram într-o zi cu Alex Munteanu, care e un băiat din nota 20, l-am mai lăudat odată și îl laud tot timpul prin emisiune. Domnul primar, o zis că sunt vreo 30 de străzi care mai trebuie făcute, vreo 33, nu mai știu câte. Am rămas și eu așa, băi, bun, mici, mari, câte sunt, dar sunt multe care mai trebuie făcute în Rozov. Deci multe care trebuie cadastrate, în primul rând. Nu avem bani de cadastru pentru toate. Erau drumuri care nu erau nicăieri, nici în inventarul public. Deci în schimb, acolo, exact ca când faci... Cum dai o autorizație pe un teren pe care ai drum și tu nu-i prins? Asta vreau să vă spun. Eram la cartea funciară și mă întreabă doamna director, dar de unde le-ați adus, domnul primar, drumurile astea? Deci erau trecute mai scurte sau... Doar nu le-am adus de acasă. Și mai sunt, trebuie să mai merg la dânsa cu altele. Dar ce să facem? Asta e. Bine, domnul primar, deci suntem undeva la gradul de satisfacție al populației, la 7. Dumneavoastră, raportat la ce ați găsit în primărie și la ce se întâmplă acum, ce grad de satisfacție aveți pentru munca depusă de primărie, nu de dumneavoastră, de instituție? De instituție sau de tot în general, tot acolo, ca să nu fiu, pentru că cei care sunt buni duc și pe alți care sunt mai... Am așa. Înțeles. Deci ne completăm. Dar rămân la ideea aia. Ar trebui să fim mai... Când, știți ce spuneam? Am zis, măcar un an, măcar un funcționar public să lucreze în privat, înainte de a fi funcționar public. să facă mentorat. Cei care au lucrat în privat sunt buni și aici. Credeți-mă că... M-am uitat așa la ei și... Bine, dar acum să nu vă supărați pe mine. De obicei, cei care ajung să lucreze ca funcționar creează mici dinastii. Adică, după ce a ajuns funcționar și s-a obișnuit, principalul lui țel în viață este să-și aducă copiii, rudele, unde pot să le mai găsească câte ceva, tot în... Eu am fost acuzat că am adus rude și, dar nu am rude la Rozov, eu fiind de la Luminiș. Nu, dar mă înțelegeți ce spun. Da, și am evitat. Deci am găsit rude acolo care erau, dar deci, nu. Dacă eu, cap de familie sau șefa familiei, lucrez într-o funcție importantă, automat trebuie să lucreze și bărbatul, trebuie să lucreze și copilul, și ginerele sau nora,
Toți trebuie să lucreze acolo, cățâța statului mare. Asta se întâmplă la CJ, nu la Rozov. Nu știu unde sunt. Eu am dat un exemplu. Eu știu eu. Da, știți dumneavoastră. Știu eu, deci nu are rost. Bine, mulțumesc pentru mulțumesc pentru participarea la emisiune. A, uite că mai vin tot felul de... Iluminat public și reabilitarea podului de la Hidrocentrala, de la intrarea în Slobozia spre Girov. Da, ce este prins iluminatul public, am spus. Nu pot să vă spun acum toate străzile. Toate străzile care s-au asfaltat vor fi iluminate, cu iluminat inteligent. Iar lămpile care sunt bune, le ducem pe alte străzi care până când vom prinde altceva. Că din banii noștri nu prea putem. Am înțeles. N-aș vrea să rămână lucruri... Da, dacă sunt, mai... Da. Domnul, un domn spune, vreți să vă aduc eu medici la Rosnov? E simplu de a spune așa, da, de la, da, să vină să avem o discuție, vedem cum și dacă e, chemăm și părintele care spunea că vine cu bani, nu, și da, are. Nu, faceți un memoriu la minister să vă dea drumul, da, la spital, adică. Și dacă e așa de simplu de spus, nu, hai să facem. De vorbit e simplu, dar când, nu e cam privat. Știți cum, eu când am venit la primărie și de asta probabil și mai rău câteodată cu funcționarul public. Că, într-adevăr, aici trebuie să te acoperi de multe hârtii și muncă mult în spate. În privat, decizi tu. Dom'le, am bani, am făcut. Ai terenul, ai bani, ai făcut. Duceți, iei autorizațiile și aici, mai departe. Aici, de exemplu, am vrut să desmembrez zonele alea de cămin, care mai sunt în curtea aia, pentru a prinde pe viitor, dacă mai vine un ghid de finanțare în care ne permite să mai reabilităm clădirile alea. Și unul din consilieri sau majoritatea atunci nu a fost de acord. Pentru că să rămână acolo compact. E adevărat, dar nu pentru a-l vinde. Pentru că am demonstrat la dispensar că nu am vândut dispensarul așa cum eram acuzat. Demonstrez în viitor, o să vadă și stadionul ăla, că mă întreabă toată lumea că îl face Balașa salon din un sau nu știu ce. Dar nu e adevărat, va fi bază sportivă tip 1. Singura inconveniență care am auzit-o la mulți, că nu va fi gazonul natural și va fi sintetic. Asta da, e adevărat. Nu am vândut parcul, așa cum se spunea, am curățat copacii, deci nu e adevărat, nu l-am vândut. N-am venit să vând nimic. Din contră, și când eram consilier, nu am fost de acord cu vânzările terenurilor. Pentru că în Rosnov, dacă vrei să faci o investiție ca să beneficieze rosnoveanul, nu ai unde. Pentru că noi nu avem terenuri la ora actuală. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc și eu. Numai bine, sper să ne mai întâlnim, să vedem ce se întâmplă în oraș, pentru că genul acesta de comunități mai mici sunt și ele vii în felul lor și trebuie din când în când scoase la suprafață și popularizată problemele de acolo și rezolvările, bineînțeles. Numai bine, oameni buni, cele bune, sănătate tuturor!